Camerele de monitorizare a faunei amplasate în Parcul Național Retezat își dovedesc încă o dată eficiența. De data aceasta, actorul principal a fost un urs care, răpus probabil de căldura, a ales să se răcorească într-o băltoacă ascunsă bine printre falnicii brazi. Prezența ursului brun în Parcul Național Retezat demonstrează încă o dată complexitatea mediului natural și diversitatea habitatelor naturale prezente aici. Existența populației de urs demonstrează că și celelalte specii de animale din habitatele ursului sunt menținute într-o stare bună de conservare. Vă invităm să protejați alături de noi habitatele umede din Retezat. Aceste resurse neprețuite asigură habitate sălbatice, oferă oază de răcoare în zilele toride de vară și creează peisaje spectaculoase care ne uimesc de fiecare dată, au transmis reprezentanții Administrației Parcului Național Retezat. Parcul Național Retezat adăpostește un număr de 55 de specii de mamifere, peste 23% din mamiferele terestre ale Europei.